Mi-au dat drumul acasă deja 2-3 zile acasă și obosesc și pentru faptul că respir. Nu mi se opresc contracțiile, noaptea este un calvar, sincer, deci groaznic, groaznic. Chiar noaptea trecută nu, cealaltă noapte am plâns, deci m-am trezit plângând și nu am ce să fac. Am peste 2 zile medic, o să am săptămâna al medic. Și mi-a zis medicul că trebuie să rezist, să nu fac nimic, să nu ridic greutăți, să nu fac efort, să nu umblu, să nu mă aplec și să trag cât mai mult de timp ca să nasc cât mai târziu. Deci chiar asta mi-a zis, mi-a sfătuit și asta o să fac. Și ce să vă mai spun? Îmi plictisesc acasă. Eu de obicei ieșeam în fiecare zi la lucru, făceam lucruri în casă, acum fac nimic și mi-am pus să șterg niște rafturile pentru sertarașe ce am cumpărat pentru copii, le-am pus în pat și le-am șters și calc haine pentru bebeluș stând pe scaun, n-am călcat niciodată haine stând pe scaun, acum calc haine stând pe scaun și cam atât, nu fac altceva în casă și chiar nu pot să fac nimic. Mai mă pune așa să fac de vitează de care, dar după aia termină soțul că nu pot. Deci obosesc și mă iau efectiv contracțiile. Și mi-au apărut o grămadă de coșuri, chiar pe parcursul sarcinii am avut atâtea coșuri câte am acum. Deci acum îi, cred că maximul apogeu coșurilor mele, e groaznic. Îmi curg sânii, chiar pot spune că deja am, mă rog, lapte, zic eu așa. Și am aici niște dischete, o să vi le arăt, o să vă arăt ce produse mai folosesc. Trebuie să pregătesc valiza de spital. Încă n-am pregătit-o, deci sunt cu capul în nori. Dar, practic mi-am dat seama că n-am nevoie decât de niște lucruri pe și haine ca să-mi scop bebelușul din spital, n-am nevoie de altceva. Chiar o să am nevoie de foarte puține lucruri în valiza de spital și o să fac un clip cu ce mi-am luat la spital, dar mai sigur după ce mă întorc, pentru că încă nu sunt sigură, încă n-am făcut-o, încă nu m-am decis. Încearcă să-și facă loc lângă mine. Să vedem dacă reușește. O reușit. O reușit până la urmă. Astăzi toată ziua cred că o să mi-o petrec pe canapea. Am avut o noapte oribilă. Sunt 2 săptămâni de când. 2 săptămâni? Cred că sau aproape 2 săptămâni de când mi-au dat drumul din spital. Mă doare burta ceva îngrozitor. Deci e incredibil cât de tare mă doare burta. Azi noapte am avut o noapte, cred că oribilă, cea mai oribilă noapte. Am contracții foarte mari. Mi se urcă până așa în spate și zici că am dureri noi. Nu numai. Ce-i mai te arunci aici ca să te mângă eu? Da, vine alt pisoi la mine. Ziceam că dacă nu nasc astăzi sau mâine, nu nasc niciodată. Așa de rău mă simt. Mâine am medic. Mâine am control la medic, cum am control săptămânal ca să-mi spună dacă am mai dilatat sau nu. Mi-e somn, mi-e somn pentru că n-am dormit deloc azi noapte. Deci, stăteam și răsuflam, gen, încercam și eu să răsuflu, să-mi controlez durerile și tot mergeam la baie și, nu știu, nu pot să-mi explic exact, nu pot să vă explic exact, dar mă doare burta jos, mi se face tare burta. E dureros, e foarte dureros. Nu pot nici să mă întorc, nici să mă ridic, nici să mă mișc, nici să calc pe picioare, nici nimic. Deci e, ba, oribil. Să vedem cât o să o mai țină. Avem 33 de săptămâni și 2 zile, deci hai încă 2 săptămâni să mai rezistăm. Și să nu vină încă bebelușul ar fi chiar foarte ok. Deci am scăpat de toate riscurile și de naștere prematură și chestii de genul.
Știu dacă ăștia știu că am ceva aici, dar nu se mai urcă pe burtă. Înainte mi se urcau așa, de-a lungul burții și stăteau pe mine, dar acum nu mai. Acum se pune numai așa cu lăbuțele. Du-te-mă de aici. Avem... Da, uite ce-i place. Ce-ți place să te ating? Da. Ești ca un câine. Măi, câine ce ești tu. 34 de săptămâni avem deja. Bine, nu vă speriați că ăsta e un... ceva... pantalon, ceva chestie aici, care nu știu pentru ce este și... modelul ăsta nu-l înțeleg. De-aia se vede așa. Avem burta foarte mare. Avem copilul foarte jos. Ne e greu și să ne spălăm. Obosesc și făcând duș. Mai nu deschide ușa. Și toată lumea mă întreabă, când naști? Poate peste 2 zile. Poate peste o zi o să nasc. Cine știe când o să nasc? Nu știu când o să nasc. Cert e că am început, cred că am început să mă obișnuiesc cu contracțiile. Merg săptămânal la monitor, îmi pun niște aparate pe burtă, la fel ca în spital, și îmi zic că stau între 40 de minute și o oră și jumătate la monitor și în principiu din 5-6 contracții, una, două sunt de naștere, sunt foarte puternice și eu nu dilat deloc. Paza e că mi-au zis că dacă nu o să se comporte bine corpul pe la 37 săptămâni, mă bagă la cezariană. Pentru că chiar dacă mi-ar provoca Ce nașterea, altă sare în sarten? el burrito ese caliente. Se m-a olvidat. Așa de obosită încât am pus o tigaie la încălzit și am uitat de ea. Am uitat de ea. Doamne, ce... Cum te pleci, mai? Am plecat pisicul. A zis că n-are rost să-mi provoace nașterea. Pentru că e posibil să nu dilatez deloc, să nu... Na. Să stau să mă chinui vreo 12 ore, ca după aia tot să trebuiască să mă tai. Acum o să... Na. Săptămâna merg la medic. Acum am marți analize, miercuri monitor, după aia săptămâna viitoare miercuri monitor și... Tot așa, de Paște să stau acasă și să dorm. Și nu am mai lucru ce să vă povestesc, decât că nopțile sunt groaznice. Am foarte multe coșuri pe frunte, nu știu dacă se vede. Deci e groaznic și aici jos, hormonii mei au luat o raznă, efectiv. Deci e oribil. M-am îngrășat destul de tare și la față se vede, buzele mi s-au umflat, nasul mi s-a umflat. Am așa fața deformată, deci toată lumea când mă vede îmi zice, o să naști, o să naști, ți-a deformat fața. Zic, ha, mulțumesc, ce de treabă ești, ca și cum ești extrem, extraordinar de urâtă, ai fața umflată, deformată, deci trebuie să naști. Ce să vă mai spun, mă doare foarte tare pelvisul, mă doare foarte tare sub burtă, deși acum cred că am o contracție. Ce pisicule? De ce nu? Nu știu. Mă linge, mă doare aici. Unde, exact unde am pus mâna mă doare. Ce-i baiu? Știi că mă doare sau ce ai aflat? Îți place crema mea de corp? Scump de el. Da, frumosule, da. Ești foarte frumos. Nu-mi găsesc nicio altă poziție, nici în pat, nici pe canapea, nici în niciun loc. Ce tot mă lingi? Uite, mă mușc acum, da. Acum mă mușc, măi, urâtonici ești tu, urâtonici ești tu. Nu-mi găsesc poziția de dormi nici în pat, nici cum, nu pot să mă mișc de pe o parte pe alta, mai uit și mă mai mișc brusc și, simt că fulgerul dă în mine. Ai strântat? Mi-am făcut încă valiza de spital. Cum ziceam, eu cred că dacă cât mai târziu să fac valiza de spital, cât mai târziu să nasc. Am pregătite pe două rafturi lucrurile care vreau să le pun în valiză, în caz că
Ce zic soțului, ia-le, ia-le și adă-le. Dar nu mi-a făcut valiza în spital, deci nu le-am băgat nici într-o pungă, geantă, nimic. Ce să zic? Ce să vă mai povestesc? Am fost la un festival medieval de la 5 dimineața în picioare până la 10, 11, 12 noaptea și sâmbătă am fost acolo, iar duminică am venit mai târziu, na. Și lumea s-a gândit că am născut. De aia n-am venit, că m-au văzut cu burtă. Zic, nu, n-am născut, n-am născut. Mi-e somn într-una și sfârcurile mi s-au deformat. Chiar astăzi dimineața am observat. Până acum nu erau așa de urâte. Erau normale, mai umflate. Acum zici cam așa, niște găuri. S-a făcut... A început să mi se facă sfârcul maro închis. Iar astăzi am văzut că e maro deschis. Deci m-a speriat. Wow, unul e maro deschis și altul e așa, în devenire. Și, nu știu, mai am așa transformări ale corpului. Mă dor foarte tare genunchii, în partea asta așa, în partea de sub genunchi. Și toată lumea spune că e de la greutatea care o port. Și na, că sunt mai grea și așa. Zici că am o... Zici că am o vânătaie, așa, zici că m-am lovit. Și am o vânătaie care atunci când o atingi te doare, exact așa, mă dor genunchii. Mi s-au umflat picioarele. Ziceam eu când am ieșit din spital, a, păi, mi s-au dezumflat picioarele, nu mai picioare umflate. Am 2 pe 2 piciorul. De la 38 încălțăminte, acum am 40 și mă strâng. Deci mă strâng. Sper că nu cresc cu piciorul în lungime. Sper, sper, sper. Că mai vreau să îmi recuperez tot pantofii și tocurile care le am. Și nu mă dor picioarele, dar când ajung acasă, când, nu știu, mă întind în pași așa, nu pot să mă întind de totul pentru că mă apucă crucei. Vorba aia că ieși, te întinzi așa, faci, oh, trezești dimineața, te întinzi, n-ai cum. Adică eu n-am cum, pentru că mă iau, mă apucă crucei peste tot și în talpă, zici, e groaznic. Am mai am momente când mă trezesc noaptea plângând sau urlând că mă ia câte un cârcel și e groaznic. Nu știu cum să scap de ei sau ce să fac. Se mișcă copilul, așa mă doare când mi se mișcă copilul. E mai... Deci nu are loc copilul, mi-a spus medicul. Și mă doare, deci mă devorează, nu știu. Nu știu care ar fi termenul corect să zic. Și sunt într-un moment în care nu vreau încă să nasc. Nu pot să zic, ah, abia aștept să nasc pentru că mai vreau să stea acolo, să se mai facă mai mare, mai gras, mai dolofan și după aia să naștem. După aia. Așa că facem tot posibilul să nu ridicăm greutăți. Mi-a zis medicul să nu ridic nici 2 litri de apă și să... Miroase mâncare. Doamne, sunt nebunită cu mâncarea. Și să nu mă plec, să nu fac mișcări bruște, să nu alerg, să nu sar, să nu provoc, practic, să nu provoc sarcina. Sarcina, nașterea. Să nu provoc nașterea, să fac în așa fel încât să-mi fie cu minte. Și vă mai țin la curent cu alta să vedem ce se întâmplă. De moment suntem în 34 de săptămâni. Și am un pisicaiță care doarme. Am primit un pachetel foarte drăguț de la Cosmina. Foarte drăguț. Acum mă pun să tai etichetele de la lucruri, printre care, bine, că sunt lucruri pentru bebe, dar mi-a trimis și mie ceva. Deci nu e... N-a făcut discriminare data aceasta. Asta și chestia asta mi-a trimis-o mie, care este pentru vergeturi. Și lucruri pentru bebe. O să fac Insta Story și o să pun acolo. Niște cerceafuri pentru pătuță, păturică. De la Bebe Drag mi-a trimis șampon și gel de duș, ulei pentru pielea capului și masaj, loțiune de corp și ce mai avem aici? Cremă de funduleț și suzetă și, Doamne, că o grămadă de lucruri, deci o grămadă, o grămadă. Ai. Săpunuri, șervețele, mânuși, ciorăpei, bluzițe, deci e wow. Și
fețe pernodici, super, super. Și scrisorii cam aici. Și mă pun acum să le tai etichetele, să le pun toate la locul lor. Mulțumesc frumos, Cosmina. Deci chiar mi-ai înveselit ziua. Ieri, când am desfăcut pachetul, astăzi am zis că să vi-l arăt, înainte să le pun la loc toate. Trebuie să vă arăt. Acest tricou e minunat. I love mom and dad and chocolate too. Asta se potrivește mie. Am mai primit un pachet de la verișoara mea Tamara din Italia, cu o grămadă de haine și o grămadă de chestiuțe pentru copil. Chestii de igienă intimă. Aici am minunată farfecă care am tăiat. Și e plin patul de lucruri. Deci, mi-e plin patul de lucruri. Trebuie să-mi pun să le pun să le pun în ordine acum, n-am niciun chef. Suntem la un festival medieval. Acum profit că e puțină lume. Nu se vede prea bine de soare, dar sunt multe posturi. Aici e postul meu. Asta e ceea ce vând eu la festivale. Și aici e, bine, restul, că e mare, e mare, sunt multe posturi. Deci chiar sunt foarte multe posturi. Și pe strada aia încolo, deci e, wow, mai sunt o grămadă. Suntem din nou la festival. Multă gălăgie. A, vin iar ăștia. A, vin ăștia mari. Am început să filmez la fix.
Bueno, luego haremos caricaturas rápidas también, ¿vale? Si los que hayáis participado tenéis prioridad, ¿eh? ¿Eh? ¿Y de programa? Festival medieval, cred că deja al patrulea, care m-a oprit pentru că ne-a dus mâncare gratis și suc și apă, pentru prima oară când primim, bine, de fapt nu am mai primit mâncare gratis, dar era farfurie de mâncare. Mi-a făcut părul cu o chestie foarte interesantă, bine că nu mi-o prea ieșit, deja l-am împletit a treia sau a patra ară. Am un cățel sub masă! Și burta. Suntem cu burta la festival. Ce face cățelul la mine sub masă? Incredibil. Bun, și cam așa. E cald afară, dar e vânt. Și eu sunt cu o fustă așa foarte ciudată. Adică trebuie să te îmbraci așa puțin de medieval, ci că mi-am luat o ie și ajunge. Nu e problemă. Și cam așa. O să fim din festival în festival și după ce să naștem la fel, ori o să-mi las copilul bețelul acasă, ori o să-l iau cu mine. Cred că o să-l iau cu mine, că nu-i problemă, deci chiar nu... Sunt multe persoane care își aduc copii și chiar foarte gay.